cât ai timp de rugăciune. Frate, că te-am lăsit ocupat în această construcție, nu am timpul. Și când ajung din biserică, mi-e bine să dar am spus, omule, dar când tu ai timpul pentru Domnul? Cât ai timpul tu să dai slava și gloria Domnului? Frate, că nu am timpul de nimic. Suntem trăim în acest secol viteazul, mi se răcete în cu acest secol, vorbim așa de repede, repede, tot se schimbă repede. Se schimbă pastori, se schimbă scaune în biserică, se schimbă mașini, tehnologie, se schimbă doctore, dar Domnul nu se schimbă niciodată. Aici omule. Și vedeți un posibil, frații noștri, în acest timp, de multe date, dacă tu nu ai timp pentru Domnul, vine vreme de Dumnezeu, El te dă timp. Când? Când te oprești din pat. Aici vrei intra cu mărturisirea. Și am o consultă în viața mea, o persoană cu importanță unde. Și această omul, cred că o frate Popesanu știe și tot din România mai bine, dar frate Mecan, o din frase de vin, de sete, vitrine, vorbim așa. A fost un periodă de spuneva frase mie pe vitrine, că în timpul de Ceaușescu, Biblia nu se găseva așa ușor, era seșică de Biblie și mai departe. Atunci ceva frase din străinătate aduceva Biblia clandestin, nu, fratele Popesanu? Și nu înțelegeți, frații noștri, de atunci frații se puneva clandestine, se face un sistem, se pot trece la clandestine Biblie. Și unul de această frase care cu fratele, cu nostru fratele Popesanu, fratele Bicov Buia, bine am spus-o, nu? Și fratele Bui, odată spre, am dormit acolo în casa sa, un om deosebit, ce nu pot spune, el, tot unul spunea, frate, e dar de multe dată am avut turistică și am avut și vreita, de trece Biblie clandestine, că dacă ne prindeau oamenii, ne prindeau polițiștii și mai departe, de atemă, ne făgeau aproape. Dar pentru dragoste de la Domnul, am avut-o. Și ce se întâmplă? Povestiți în frații noștri, în toată lumea întreagă, se spun un proverb și în România, că nu este o pedură fără o scatură. Așa e. Și în toată lumea întreagă avem un oameni deosebit, frase popeit, un oameni minunat, dar avem și oții. Avem și oții. Și când am ajuns într-o zonă de mare importanță unde, și nevasta sa, că noi popeit, suntem popeit cu șmecheria, înțelegeți? Când vedem un străin care nu vorbește bine limba rumenă, căutam noi, este de fratele Ghetanu, soțul meu e bornavă, ducă-te acolo, faci o rugăciună, dar nu m-a spus tu ce problema era acolo. Frate Ghetanu, ducă-te acolo, am pregătit o mașină cu copilașul meu și cu fica mea, te aduci acolo și faci o rugăciună, că Domnul Dumnezeu se înducă. Și când am ajuns în spitale, 10 ani în copii. 10 ani în copii. La primele și mele. Și obișnuit care este. Facem o rugăciune și dar nu dau. Eram eu cu încă un frate de șofer și nevasta sa, trei persoane. Dar problema a fost că când eu ridicam glasul spre rugăciune, spre Domnul, vedeam că rugăciunea se întorceva înapoi. Când vocea mea se întorceva înapoi. Și mă uitam așa și vedem că e un tavan normal. Am spus, Doamne, nu înțeleg. Poate fi că sunt obesit, probabil pentru o din două ore pe zile, multe rugăciuni pentru bolnavul, probabil nu mi sunt bine. Am spus, Doamne, ai milă de mine și de mine. Dar când mă rugam, auzim o că voce se întorceva înapoi. Doamne, ce este? Doamne, ce este? Nu înțeleg. Atunci, după rugăciunea, fica de la frate care era bolnav, a spus cu frate Ghetan, a avut ceva din partea Domnului. Am spus, hai să mergem în biserică, vă rog în casă și vorbim așa, că aici în spitalul nu mi simt nici bine eu. Simt probabil eu mai bolnav de bolnav, că ceva nu merge bine la casul meu. Nu înțeleg ce voce, ce voce se întorce la voi. Și am ajuns acolo și nevasta de la frate, a spus cu fratele Ghetan, ce a fost? A fost ceva descoperire. Am spus, tu, sora, dracu, o întrebare.
Hai să ne vorbim astăzi, mâine dimineață. Nu acum, simplu versiune. Dar și frate, că am nici o problemă. Și atunci, de noapte, m-am rugat. Doamne, deci ce este? Probabil nu simt bine eu la cap, probabil simt o bordarul eu. Pentru ce voce, simt tot ce vei înapoi. Și Domnul Dumnezeu spune, tu nu este bordar. Eu nu pot asculta rugăciunea ta. Întreba la nevasta sa, cine este astfel. Dimineața, când m-am musculat, am văzut pe soră, spun s-o soră, dragă pașa Domnul, mi-e pare bine că ne vedem încă o dată, dar o întrebare, poate trecere domnul ta la mărturisire? Și de ce, frate, de ta? A, tu știe bine, din când în când se trece la mărturisire. Da, frate, de ta, nu a făcut niciun pecat, dar ai făcut un pecat. Eu? Da, am făcut. Frate, prietenul, ce pecat am făcut? Dar cine ești tu soț? Ce soț? Dar cine ești azi tu om? Pentru și rugăciune de la locul Domnului, se întorce de acolo. Cine ești azi tu om? Că Dumnezeu a spus, nu? Că el e certatul cu Domnul. Domnul e certatul cu el și Dumnezeu l-a pus în viață. Dacă Dumnezeu l-a pus în viață, cine ești eu? Că fac rugăciune pentru el? Tu ce femeia trecut de s-a examinat, a închentit-o puțin, a așteptat un puțin de vorbire, s-a pus în mine așa, mi se lege din față, de va vorbire, nu va vorbire. Da, ok, frate, vei ta trebuie la mărturisire. Atunci ce este? Frate Ghetanu, soțul meu a făcut multe și multe și multe greșeli. Și eu spune la soțul să nu faci. Dacă nu, Dumnezeu l-a pus în pedeapsă. Și a venit un timp când Dumnezeu l-a pus în pedeapsă și am spus o soră dragă, nu poate tu ești la pe locul Domnului. Dumnezeu l-a pus în pedeapsă, acum mi-a trimit la mine să fac rugăciune. Și rugăciunea mea nu este ascultată. Și atunci Domnul Dumnezeu a spus pentru această persoană, vorba, spune-te Domnul pentru această om că el va rămâne acolo până că nu terminasă toate zilele că Dumnezeu l-a pus în pedeapsă. Și el nu va muri de valină, el acolo în pedeapsă. Și încet, încet, acest om deschideva ochii, poteva cunoaște pe nevasta sa și după se pierdeva toate. Încă o dată intrat în comă, nu poteva vorbi, singur că poteva vedere ochii, mișcare ochii, poteva cunoaștere și după intra din contact în această tunel, că el nu se legea nimic. Și a durat acolo 17-18 ani. Dar când s-a terminat, când s-a terminat cu pedeapsa care Dumnezeu l-a dat, un robul Domnului s-a dus în casă de la nevastă sa, a spus o femeie, pregătește-te. Că pedeapsa de la soț se terminează bine ascultă și după o zile doctorul a comunicat că persoana respectivă a murit. Și vreau frumosul frații noastre, dacă tu timpul de la rugăciune nu ai, tu ai timpul numai pentru tine și pentru familia ta. Nu ai timp să stai în ceasă cu rugăciune în Domnul. Nu ai timp să vii în biserică. Nu ai timp să salute pe frații. Nu ai timp să te bucuri cu frații. Nu ai timp de cantare. Nu ai timp pentru Domnul. Nu ai timp. Nu ai timp. Vine vremea că Dumnezeu te pune în pedeapsă. Te rog frumos, bine, că tu ai de face timp pentru Domnul. Și vă rog frumos, o frații noștri, încheiem un puțin că toate această pământul va trece. Și tu și eu suntem o mină de țărină. Noi suntem o mină de țărină. Noi suntem o nimică, suntem o nimică. Nu avem o valoare. Prin arul Domnului, noi trăim. Prin arul Domnului, noi trăim. Gloria Domnului. Amin. Și vreau frumos de multe dată.